până când, Doamne, mă vei uita neîncetat, până când îți vei ascunde fața de mine, până când voi avea sufletul plin de griji și inima plină de necazuri în fiecare zi, până când se va ridica vrăjmașul meu împotriva mea, privește, răspunde-mi, Doamne, Dumnezeul meu, dă lumină ochilor mei, ca să n-adorm somnul morții, ca să nu zică vrăjmașul meu, l-am biluit, și să nu se bucure potrivnicii mei când mă clatin. Eu am încredere în bunătatea ta, sunt cu inima veselă din pricina mântuirii tale, cântă Domnului, căci mi-a făcut bine. Psalmul 14. Nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. S-au stricat oamenii, fac fapte urâte, nu este niciunul care să facă binele. Domnul se uită de la înălțimea cerurilor peste fiii oamenilor, să vadă de este vreunul care să aibă pricepere și care să caute pe Dumnezeu. Dar toți s-au rătăcit, toți s-au dovedit niște netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar. Și-au pierdut mintea toți cei ce se vârșesc fără de legea, de mănâncă pe poporul meu cum mănâncă pâinea și nu cheamă pe Domnul. Ei vor tremura de spaimă când se va arăta Dumnezeu în mijlocul neamului neprihănit. Râdeți voi de nădejdea celui nenorocit, dar scăparea lui este Domnul. O, de-ar porni din Sion izbăvirea lui Israel, când va întoarce Domnul înapoi pe prinșii de război ai poporului său, Iacov se va veseli și Israel se va bucura.